În episodul de azi, din Romontania, ne atacă oile, arunc un cort și apropo de să punem, hai! Ne uităm în jos. Ne-am întors în Făgăraș cu trupa de șoc. Azi vom ataca unul dintre traseele mai puțin umblate ale zonei. Vom urca de la schitul Breaza pe traseu Cerc Roșu până la lacul glaciar Urlea, la 2170 de metri. E unul din cele mai înalte lacuri glaciare de la noi din țară. O să campăm acolo și o să continuăm a doua zi după răsărit traseul până pe vârful Dara, 2500 de metri în cap. Direcția noastră e în partea aia, avem foarte mult de urcat, așa că hai să mergem. Hai! Ce s-a cu tăiatul pădurilor? Urcarea a început nu tocmai plăcut, pe un drum forestier noroios și abrupt. Avem nici o oră de urcare, suntem pe la, cred, 900 de metri. Urcăm cam de vreo oră pe drumul ăsta foarte noroios. Foarte abruptă urcarea. Cred că până pe la 1500 de metri va fi urcare pe drumul ăsta forestier. Când am văzut utilajul ăsta, am înțeles de ce traseul arăta așa. O să 100 metri gardă. Absolut. Deși ne uitam din 5 în 5 minute la harta offline a traseului, undeva cam prin punctul ăsta, fără să știm, îl pierduserăm. Suntem acum la cota 1400. Am scăpat de drumul forestier, dar n-a fost chiar o tranziție ușoară. La un moment dat, din cauza că toți copacii sunt defrișați, am reușit să pierdem traseul. Așa că a trebuit să ne cățărăm, să ne târâm, practic, vreo 100 de metri, pe o râpă destul de abruptă și am reușit până la urmă să ajungem înapoi la Cercul Roșu. Deci atenție mare pe traseul ăsta, cine se încumete vreodată să-l facă, nu că ar mai fi cineva pe traseu momentan, cine se încumete să-l facă în viitor să știe să țină neapărat traseul, să fie atent într-una din cauza defrișărilor, e foarte greu să te ții de el. Următoarea oprire o să fie la cabana Urlea sau de fapt resturile cabanei Urlea. Ne-am reluat urcarea, de data asta pe o potecă mai prietenoasă, acoperită de covorul moale al pădurii. Traseul ăsta e atât de neumblat, încât pe alocuri buruienele ne ajungeau până la brâu. Oh, bă, ce fain e! În 4 ore de urcare am ajuns pe la 1500 de metri, la ceea ce a fost cândva cabana Urlea. Era un loc foarte bun de popas aici, însă acum este o ruină plină de gunoaie. Noi mai avem de urcat vreo 800 de metri în direcția aia. Urcare abruptă, întâi abruptă, vom ajunge pe creastă și apoi vom urca până la lacul Urlea. Tu
După încă vreo 2 ore de urcat strașnic printre ianuperi, jnepeni, am ajuns aici la refugiu la 2000 de metri, suntem cam pe la cota 2000. Din momentul ăsta traseul continuă pe creastă până la lacul Urlea. Mai avem puțin de urcat, 2-300 de metri. Sunt acolo câteva turme de oi. Peisajul este foarte fain, superb. Pe ambele părți, stânga, dreapta, arată foarte fain. Am ajuns sus pe Făgăraș. Na. Uite și câinele, uite, uite. Ah, frumoasă, doamnă. Am lăsat turma în urmă și ne-am continuat drumul spre lacul Urlea. Acum suntem pe la 2300 de metri, iar lacul Urlea se află undeva în partea aia, dacă vedeți, e și refugiu acolo, cu roșu și alb, undeva lângă el este lacul. Avem de mers vreo 2 km, un pic înainte și apoi să coborăm în stânga. Băieții urc acum ultimul hop, până la refugiu și mai apoi până la lacul Urlea. Dar eu am spus să mai zăbăvesc aici un pic, să văd cum apune soarele din spatele crestelor Făgărașului acolo. Cobor la campul ăla mare. Pentru că un blat faci dreapta, eu am făcut stânga. Bun, haideți că am ajuns la lacul Urlea. Unii mai obosiți ca alții, am găsit loc unde să ne punem cortul. Și acum urmează să-l punem, hai! Pune-mi apa! Aici! La lac am ajuns, corturile le-am întins, în sfârșit ne putem liniști după ceea ce au fost aproape 1800 de metri de urcare. Într-adevăr, în Făgăraș, niciun traseu nu este scurt. Acum e ora 8, o să ne punem să mâncăm, eu unul o să aștept să lase întunericul și cu puțin noroc nu o să fie mult nori pe cer. Și bun, hai să vedem mai târziu asta, întâi ne punem să mâncăm și după asta vedem cum arată stelele. E trecută ora 11, vorbesc în 7 pentru că sunt mai multe corturi și multă lume doarme pe aici. Cred că după o scurtă ploaie, norii s-au risipit și o să putem încerca câteva fotografii cu care lacte sau cel puțin cu stelele. Pentru că e un munte imens între noi și care lacte. Bun, nu contează, hai să încercăm niște poze. Inițial începusem să-mi pierd speranța. O pătură densă de nori acoperea cerul. Dar treptat s-a risipit, iar Calea Lactee devenea din ce în ce mai strălucitoare. Până la
urmă am avut foarte multă șansă, nu ne-a plouat deloc, nici ieri, nici azi noapte. Bine, azi noapte a dat câțiva stropi, dar te poți aștepta la asta dacă ești la munte. Din păcate nu avem foarte mult timp de pierdut astăzi pe aici, pentru că vrem foarte de dimineață să începem să urcăm spre vârful Darea. Urcarea este piezișă pe aici, Darea este cumva după culmea asta. Cam asta ar fi planul. Luăm micul dejun, strângem corturile, facem bagajele și pornim la deal. La nici 30 de minute am ajuns în portița lacului, unde am fost răsfățați cu priveliștea de Făgăraș. Am plecat de acolo, de jos de la lac, și am urcat vreo 200 de metri. Acum suntem în portița lacului și de aici începe creasta. Și în stânga și în dreapta e creasta. Mergem peste culmile astea, sus, jos, sus, jos, ca niște cocoașe de cămilă, până la vârful Darea, care se află acolo. Avem 1,5 km și vreo 120 de metri diferență de nivel. Pe unde suntem acum se pot vedea foarte multe vârfuri din munții Făgăraș. Acolo e o culme foarte lină, nu știu dacă se vede, dar e o culme lină. Acolo am fost anul trecut, ăla este drumul între Viștea Mare și Moldoveanu. Ultima porțiune până la vârful Darea. Acum suntem la 2400 și de metri. Frumos Făgărașul, dar destul de solicitat. Dar frumos. Ăștia chiar sunt ultimii metri. Ultimii metri, 10, 9, 8, 7. Uite, vârful Darea. 2500 în cap. Ai, ai, ai. După două zile, aproape 2000, nu, mai bine, peste 2000 de metri de urcat, am ajuns la vârful Darea. E unul din traseele puțin umblate din zona Făgărașului, însă view-urile sunt chiar spectaculoase. Cred că sunt mai faine view-urile de aici decât de pe Moldoveanu. Nu știu ce părere ai. Mă îndoiesc. Ok, să uitați-vă la video nostru de pe Moldoveanu în cazul ăsta. Bun, păi ce să mai zic? Cam ăsta a fost episodul de astăzi. Până data viitoare, la revedere! Ciao, baba!